Și bună din nou, oameni frumoși, oameni dragi, ce faceți, cum sunteți? O zi de marți minunată, ia uite că suntem deja în 23, trece repede timpul, dragii mei, n-avem timp nici să respirăm. Vă prezint un ritual de spor de bani cu potcoavă de la cal. Dacă voi vă faceți rost de potcoavă și aveți de unde, da? Eu, bineînțeles, acest ritual îl fac de scântec pentru voi, pentru toți cei care vă uitați. Vă arăt așa demonstrativ, da? Vă arăt cum trebuie să faceți. Va trebui să aveți o farfurie de culoare verde sau galbenă. Neapărat o lumânare verde sau o lumânare galbenă, pe care voi să scrieți mulțumesc Universului pentru tot ceea ce eu primesc, da? Bineînțeles că și potcoava și farfuria se spală cu apă și sare ca să se purifice de rău. Veți pune pe farfurie, da? Uitați așa să vă arăt eu. Ce veți face? Asta e farfurie mare, da? Veți pune pe farfurie roată busuioc uscat. Dacă nu aveți busuioc uscat, să puneți grâu, da? Și petale de floarea soarelui, da? Petale din floarea soarelui. Uitați, asta e floarea soarelui, da? Puneți petale de floarea soarelui, dragii mei. În care în mijloc puneți potcoavă, o puneți așa poziționată cum o vedeți, asta este așa, voi puteți să o aveți din fier, a mea este din material din ăsta, cum se numește, aluminiu, așa l-am găsit, eu am găsit această potcoavă, să știți. În mijlocul potcoavei pui orez și scorțișoară unde tu vei pune această lumânare, iar îți pui un bilet, uite, eu am pus aici, C, spor, noroc și 777, îl pui, îl poziționezi aici. După ce ai aprins lumânarea, da? Sau poți practic să-l pui chiar așa, să și pui lumânarea pe el, deasupra, dacă stă. Înțelegeți ce vă zic? Chiar dacă ia foc la sfârșit. Eu voi încerca să pun așa, să vedem dacă stă, e cam greu, dar voi încerca, da? Să punem, să facem așa, uitați, așa să stea lumânarea, deasupra. Dacă nu, lăsați biletul aici, lângă. Încercăm, da? Voi da foc de la altă lumânare care e aici. Și bineînțeles că acest ritual puteți să-l faceți când doriți voi, dacă aveți lumânare galbenă sau lumânare verde și spuneți, nu aprind această lumânare și aprind sporul banului, să vină banul la mine, vă spuneți numele, da? Să vină banul, să vină norocul, să vină prosperitatea la mine acum în acest moment, da? Puneți aici în mijloc. Lumânarea, bineînțeles, o dați cu ulei de floarea soarelui. Ca să vină norocul și fericirea la voi, da? Dar scrieți cu verde. Așa, băgați într-un triunghi din ăsta. Scrieți inițiala de la numele vostru, scrieți spor, noroc și 777. În mijloc puneți scorțișoară și orez, faceți roată cu busuioc și cu petale de floarea soarelui. Dacă nu aveți petale de floarea soarelui, să puneți petale de margaretă galbenă, da? Înțelegeți voi? De margaretă galbenă. Pentru că trebuie să fie galben ca să vină sporul, da? Și, bineînțeles, dragii mei, puteți să puneți și să purificați spațiul cu busuioc, să tămâiați, da? Și faceți așa cum vă zic eu, da? Și eu acum o să fac descântec pentru voi. O să purific un pic spațiul cu tămâie din asta, așa, cu incensiu. Să vedem dacă mai găsesc aici. Am mai purificat înainte, am făcut ce trebuia. Deci am măturat acolo, vă arăt imediat. Eu fac pentru voi toți, da? Zic un descântec pentru voi toți care sunteți aici, abonații mei și toate persoanele care vă uitați la acest video, da? Voi face un descântec de spor, să vină înapoi sporul banului la voi, da? Să vină sporul, să aveți parte de spor, să aveți parte de noroc, da, dragii mei? Să aveți parte de noroc. Să prindem bine bățul ăsta, că nu prea am oprins un pic de umiditate, nu știu ce se întâmplă. Și astăzi e cald, ieri a plouat un pic aici. Și foarte frumos să vină așa energia fumului, da? Și să vedem.
Și încep să zic, chem spiritele sporului banului și spiritele de lumină să vină acum aici prezenți în acest moment pentru a mă ajuta pe mine să vă purific pe voi de rău și să vină sporul banului la voi. Să se purifice banii voștri, să se purifice norocul vostru, să se purifice fericirea voastră, să se purifice prosperitatea voastră, da? Eu vă descând și alung de pe voi tot răul, toate farmecele, toate blestele, cu mătura voi mătura răul, spurcăturile și farmecele din viața voastră și din destinul vostru. Să rămâneți curați și luminați ca argintul strecurat, ca aurul de curat. Cu mătur eu gunoiul așa să plece de la voi din viața voastră tot răul și să vă dezlegați de sporul banului, da? Să vină spiritele banilor și spiritele prosperității asupra voastră și să ducă departe de voi tot ce este rău, da? Așa cum albina trage la miere, așa să vină norocul în viața voastră. Cât de mult grâu este pe lan, așa de mulți bani să aveți și atât de mult spor să aveți în buzunarul vostru, în casa voastră, în lăcașul vostru. Cum înflorește busuiocul în grădină, așa să înflorească sporul și prosperitatea și norocul în viața voastră. Pe unde veți merge, pe unde veți călca, norocul și prosperitatea să fie de partea voastră. Așa cum această lumânare se consumă de repede, așa de repede să vină bani în buzunarul vostru, să vină spor, să vină prosperitatea, toate ușile să vă fie deschise, toate drumurile să vă fie deschise, să aveți parte de noroc. Cum crește pâinea în încăpere, așa să crească sporul și prosperitatea în viața voastră și norocul să fie de partea voastră, da? Cum izvorul este limpede, așa să se limpezească sporul vostru, așa să se limpezească norocul vostru, așa să se limpezească banii voștri și tot ce este rău căzut asupra banilor voștri și sporul vostru care este furat să se întoarcă înapoi la voi și să plece de la cei care vi l-au făcut. Cei care au lucrat pe sporul vostru, pe viața voastră, să nu aveți spor, să rămână sărași, să nu mai aibă bani de pâine, nici măcar de o țigară să nu mai aibă bani, da? Să se întoarcă tot răul împotriva lor și să vină sporul înapoi la voi. Chem pe toți îngerii luminii și pe toți arhangeli, Mihail, Gavril și Rafael, să vă ajute pe voi toți abonații mei și pe toți clienții mei, să vină înapoi la voi sporul, să vină înapoi prosperitatea, să vină fericirea, să vină pacea. Așa este, așa va fi. Așa cum grâul încolțește în ogoare, porumbul rodește, așa să rodească sporul, așa să rodească prosperitatea în viața voastră și nimeni și nimic să nu vă mai poată lua sporul, să nu vă mai poată lua prosperitatea. Cum spală apa pietrele, așa să se spele de pe voi răul, să se spele ghinioanele, să se spele bolile știute, neștiute, da? Să se spele de pe dragostea voastră, de pe sporul vostru, da? Apa curgătoare care trece la vale, așa cum de repede trece apa, așa să plece de repede din viața voastră ghinioanele, da? Din destinele voastre, din viața voastră, din soarta voastră, să plece de pe dragostea voastră, să aveți noroc, cum înfloresc trandafirii în grădină, să înflorească dragostea voastră cu noroc și să aveți parte de prosperitate, da? Toate blestemele, toate făcăturile, toate mânăturile și tot răul să plece de pe voi, iar voi să rămâneți curați, ca argintul strecurați, ca aurul de curați, de la Maica Domnului lăsați. Doamne ajută, Doamne ajută, așa să fie, să vină bunătatea la voi. Cum mierea este dulce, așa să fie dulci banii voștri, să fie dulci prosperitatea voastră, să vi se îndulcească banii, să vi se îndulcească prosperitatea, pe unde veți merge, pe unde veți călca, norocul și fericirea să fie de partea voastră. Dacă voi vreți să faceți ritualul ăsta, da, spuneți cu cuvintele voastre de voi. Eu acum fac un descântec la general pentru voi toți, dar normal și logic, dacă aveți un fier de cal, da, și spălați, v-am zis, cu apă și cu sare și găsiți această potcoavă, faceți pentru voi așa cum vedeți și spuneți cu cuvintele voastre descântecul pentru voi, să vină peste mine, da, de exemplu, vă dau un exemplu. Să vină peste mine Cristina, da, eu sunt Cristina, voi Alina, ce știu eu cum vă...
vă numiți, da? Vedeți că și sughiți, înseamnă că vine norocul pe mine. Să vină peste voi, eu zic, să vină peste mine Cristina, norocul, fericirea, de 99 de ori, de 777 de ori, să vină. Din ceea ce dau din suflet aia să-mi dea Dumnezeu înapoi. Mulțumim Universului pentru prosperitate, pentru pace, pentru pâine, pentru tot, da? Voi ziceți așa, pentru voi, da? Să vină deasupra mea și deasupra voastră norocul, fericirea, pacea, sănătatea și liniștea. Pe unde voi merge, pe unde voi călca, norocul să fie de partea mea, ușile să fie deschise în fața mea, da? Și să se întoarcă înapoi pe capul care l-a dat, pe inima care l-a creat, da? Nu, pe capul care l-a dat, pe inima care a vrut să facă și pe mintea care l-a creat, da? Așa să meargă înapoi răul, mânătura, farmecul de ochiu, de scântecele, pe persoanele care au vrut să facă să vă ieie sporul banului, să-mi ieie sporul banului. Bine, că mie nu-mi ia nimeni sporul banului, că eu am bani, da? Nu sunt bogată, dar eu am protecțiile mele și știu să-mi fac protecții și pentru bani, de-aia vă arăt și vouă destul de multe lucruri ca să faceți și voi, da? Știu să fac protecții pe bani și știu cum să mențin echilibrul banului și banii trebuie descântați tot timpul, în primul rând, și banii trebuie iubiți și respectați. Dacă tu nu-i respecti și arunci cu bani la lăutar sau mai știu ce faci, atunci banii pleacă de la tine dacă vede că îți bagi joc de ei. Ca și persoanele, o persoană dacă vede mereu că îți bagi joc de ea și îți bagi joc de banii ei, până la urmă pleacă, da? Și vei spune, așa cum se topește ceara de la această lumânare, să se topească ghinioanele mele, să se topească necazurile mele, să se topească bolile știute și neștiute, lucrurile necunoscute, descântecele, vrăjile și farmecele, să plece de la mine, de la fața mea, de la casa mea, din locașul meu, din inima mea, din corpul meu, din destinul meu și să rămână sporul, prosperitatea, sănătatea, dragostea și fericirea, pe unde merg, pe unde calc, norocul să fie de partea mea, da? Așa, și încep să vă spun eu acum iară. Cum se adună apa la fântână, ceara la albină, mierea la stupină, să se adune norocul, dragostea, să se adune fericirea asupra voastră, asupra inimilor voastre, asupra sufletelor voastre, da? Așa să vină la voi sporul și prosperitatea, banii, norocul banilor să tragă la voi. Cum este busuioc o floare, o plantă de noroc, așa să vină norocul la voi, așa să vină banii la voi, da? Așa cum furnicile stau în mușuroi, așa să steie banii în buzunarul vostru. Dacă de multe furnici sunt în mușuroi, așa de mulți bani să aveți voi și atâta de multă prosperitate. Să vă prospere afacerea, să vă prospere viața, să vă prospere norocul, atât în dragoste cât și în lucrurile voastre care voi doriți să le aveți, da? Să fugă de la voi farmecele, relele, ghinioanele, nenorocirile, bolile știute, neștiute. Eu v-am descântat, eu v-am lăsat curați și luminați, ca argintul strecurați, ca aurul de curați, de la Maica Domnului lăsat. Am măturat răul, am măturat farmecele, am măturat ghinioanele, am măturat sărăcia. Pleacă sărăcie, pleacă necaz, pleacă boală, pleacă supărare de la ei, de la casa lor, de la inima lor și ei să rămână curați și luminați, ca argintul strecurați, ca aurul de curați, ca pâinea în încăpere, ca mierea în ulcele, ca izvorul cel curat, ca vinul cel strecurat. Așa să aveți parte de spor, de leac și de fericire. Pui, 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 Doamne ajută! Deci, eu v-am făcut așa un mic descântec, dragii mei, voi dacă faceți rost de un fier de din ăsta, vedeți, de voi așa să-l puneți pe perete după aia, pentru că ăsta va trebui pus pe perete cu picioarele în sus, nu în jos, da? Deci nu, scuzați-mă, cu asta în jos era să... Pentru că de la pământ tragem norocul, da? Nu de sus din ger. Deci de la pământ, pământul dă roade, așa îl puneți, da? Așa să-l puneți, uitați, vedeți cum l-am pus eu acum aici pe această lumânare, de jos să vină să tragă la voi, da? Deci așa trebuia să-l pun și eu. Deci de jos să vină la voi norocul, da, dragii mei? Așa că v-am pupat, sper să vă fie de leac, faceți și voi dacă doriți să faceți. Pentru că așa se zice, cum se mătură cu mătura ghinioanele, așa să se curețe rău de pe voi, cum se sparg borcanele, se sparge farmecele, se sparge tot ce e în drumul vostru. Cum se întoarce oalele, să se întoarcă farmecele înapoi la cine le-a făcut, da? Așa cum mătur eu cu mătura, așa să se măture ghinioanele și nenorocile din viețile voastre. Da, dragii mei, v-am pupat și să aveți leac!